Noi ne cunoaștem. De ceva vreme. Nu, păi vrem să aflăm și noi lucruri, chestii, amintiri. Nu, povestea este foarte, foarte simplă. Ea este o foarte bună prietenă de a fostei mele logodnice, nu? Cred că am spus corect. Da, da. Așa? Iar ea este o actriță cu care am colaborat, slash lucrat. Nu, adică colaborat, nu puțin slash. Și eu sunt actriță? Deci eu sunt o prietenă? Păi nu, mă... Păi nu, nu, tu pe lângă faptul că ești actriță, ești și prietena... Așa, da, mă, da, mă rog, la, e ok, e ok. Maestre, poți să-mi explici și mie în câteva cuvinte, să-mi descrii numărul lor din punct de vedere tehnic, că vreau și eu să... E singurul care poate să facă asta. Cred că din punct de vedere tehnic, ceea ce s-a întâmplat este un fel de roast intern. Da, cumva intern, da. Un fel de Romica Țociu și Cornel Palade din zona... Nu, mă, nu glumesc. Ai, mă, frate, mă, te-am la un... Nu-mi dau seama, mă, nu te-am mai văzut de mult, nu-mi dau seama. Păcat că nu ne-am văzut de mult. Să-l saluți pe Vlad din partea mea. Și pe Andreea? Și pe Andreea a fost alogodnică? Știi că e însărcinată? Știu, da. Cu tine? Da. Nu e cu mine însărcinată. Știu. Fosta ta logodnică e cea însărcinată? Unii poate, nu, mă, alții nu, nu poate. Nu cu mine, mă. Altceva. Stai, mă, luminează-ne, vă vorbiți, voi vă știți, dar noi nu știm toate aceste insecte. Stai, mă, povestești. Fosta mea... Cine a fost tata locul? Să vorbim acum despre faptul că fosta... Eu cred că vrea să-și știe la televizor, ați nebunit. Exact, mamă, nu, 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 nu. Cringe alert, cringe alert. Aș fi fost curioasă să aflu mai multe insider despre fosta logodnică a lui Mihai, despre care nu știm cine a fost, când a fost el logodit, n-am știut că a fost logodit, eu habar n-aveam. Andreea Masile a fost logodit. Asta nu e Andreea de la mine. Ba da. E o actriță senzațională. Senzațională. A, dar eu știu pe fata asta. Au fost logodiți? Ce drăguț, de ce nu și-au făcut publică relația? Uite, adică era chiar o relație demnă de menționat, adică n-a fost așa ceva pasager, au fost logodiți. Nu și-asumă relațiile astea, care chiar contează. Vezi, uite, nu-mi place treaba asta. Ok, mulțumesc frumos pentru că ați venit și pentru că mi-ați dat o seară de veselie. Gata. Frumoase amândouă, trebuie să vă spun. Hai de mine, ce trist, ce trist. De câte ori când ceva e foarte prost, îți spun foarte frumos. Nu e adevărat, nu e în sensul ăla, m-am uitat de când ați venit. Sunteți foarte frumoase. Bine, hai să schimbăm un pic punctul de vedere. Bendeac, că tu le cunoști, care e mai urâtă? Măcar să facem... Băi, nu, nu, cine să fie de urâta să vorbim? Este foarte cringe ce facem. Da, noi am avut parte la umor de cancan, cancaniadă, cum se zice. În loc să aflăm parametrii în care a decurs numărul acestor două femei, am aflat, în schimb, cine pe cine cunoaște, de unde să știe, ce au făcut în copilărie, care e relația lor cu Bendeac, adică chestii de-astea de late night show. Cu ocazia asta mai afli câte ceva, uite, vezi,